Ca tare
este slăbnirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și pentru ca să ne ridicim noi, asculta Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeu nostru, să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeul vostru.
venit Maria Magdalena și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și Maria, Mater Tua,
Thank you.
Să facă lucrurile pe care sunt scrise.
slava aceasta tuturor, precum am nădăjduit pentru tine.
Pentru cei ce trebuie
și cu milostivire să ferească de moarte sufletele noastre și, în mânie, să-și aducă aminte de milă Domnului să ne rugăm. Toți sfinții s-au pomenit.
viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sfântul ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și în pururea și în vecii vecii. Fericiți cei plâns, că aceia vor moșteni pământul.
împărat. Fericiți cei primoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți zicând, vă vor rota între voi și vă vor primoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Doamne, mântuiește!
Yes.
eu voi, arată și mai mult moștenitorilor făgăduințe, nestrămutare hotărârii sale, pus la mijloc, jurământul, ca prin două fapte nestrămutate, făgăduința și jurământul, în care este cu putință, și tare, intrând dincolo de catapeteazmă, unde Iisus a intrat pentru noi, ca înainte mergător, fiind făcut arhiereu în El mi-a zis,
acest neam de diavoli, cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post. Și ieșind ei de acolo, străbăteau ideea, dar el nu voia să știe cineva, căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși și vor omorâ, iar după ce vor omorâ, a treia zi va învia. Ei însă nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. În vremea aceea, mulții multe mergeau după Iisus din Galileea și din Decapole și din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Văzând mulțimile, Iisus s-a suit pe munte și așezându-se ucenicii lui, au venit lângă dânsul. Iar el, deschizându-și gura sa, îi învăța zicând: fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însătoșează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor mirui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei miloriți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din picina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni pe voi. Și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Doamne, ție, Doamne, Doamne, ție. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: pentru fericiți și bunurile oamenii țintitori,
aceste sfinte biserici și pentru toți mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și precutindeni. Puternic, slobozește pe robii tăi,
nici este nimic la inta ta, ci ca un îndurat și de Doamne viitor, milostivește-te și prepierde România ta, din pricina fără de legilor noastre. Rugăm-ne ție, Dumnezeule prea bun, auzi-ne și mântuiește. Toate cele ce sunt spre bunăvoirea ta, că tu
singur ești cel toate de luiești spre folosul nostru. Rugăm-ți, auzi-ne și miluiește în râșii. Biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată mină. Înțelepciune.
Thank you.
pe înalt preasfințitul arhiepiscopul Teodos Iacobusul, să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe binecredincioși români de pretutindeni și armații să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Pe frații noștri preoți, romanachi, diaconi, diaconi, monași, monahii, pe toți bisericișilor ferești să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicolae, Mustinia, Mustinci, Teotist, să-l pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire, eroi, titorii, pe-ai sfânt lăcașul acestuia, pe alți titori, mântor și prefăcători de sfânt lăcașul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus nici la părinți, pe fiecare în rămâne său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus nici sau părinți, pe fiecare în rămâne său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, fii, fiice, soți și soții, în fiecare, după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, de pentru creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Totdeauna. Acum și purea și în vecii vecilor. Preoția voastră să o pomenească. Preoția voastră să o pomenească. Eu sunt cea mai bună. Și de folos sufletul
durerea vieții noastre, pace și pocăința săvârșirii, sfârșirile și nezvârții noastre, fără durere înfruntate în pace, și răspuns bun la încurșătoarea și veritatea lui Hristos, să cerem. Într-un gând să
și nevăzutelor, și într-o unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, și de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri, s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Picioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Constantin, a pătit și s-a întrupat și a înviat pe Iisus după Scripturi. S-a suit la ceruri și și-a de treabă Tatăl și iarăși va se la să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va mai sfârși. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este înclinat și Sfânt, care a trăit din proroci, Duhul Sfântă, soborcicească și apostolească cu zeciul, pădurise cu botez pe el care a păcat, așteptând spirea lui, viața ta cu vicea să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă, în pace, și acoperă fețele cu două picioare, iar cu două zburând,
strigă unul către altul cu neceta pe graiuri, cu laurile, fără de plăcere. Cântare de demniță, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Mulțumind, minunând, simțind și cântând.
a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea Fecioara Maria.
Și răspuns,
cerând, de noi înșine șumii pe alții și toată viața noastră. Thank you.
Amin. Învățătorule, fiul meu este cuprins de duh mut și sud. Și l-am adus la ucenicii tăi să-l vindece și l-au vrut. Iubiți credincioși, iată ne-a ajuns și încet, încet, în a patra luminică a postului mare. În postul mare au fost duminici diferite, nu numai din punctul de vedere al rânduirii diodului, ci din punctul de vedere al mișcării sociale, al numitei distanțări sociale. Am trăit prima duminică a postului mare pe 1 martie într-o biserică plină, într-o biserică în care ne-am rugat ca cetul postul, ne gândeam deja cum vom fi și cum vom face să avem loc în noapte de Paști. Încet, încet, însă, duminica a doua, apoi a treia, a venit cu niște norme noi, apoi am sușit afară, duminica a treia, după cum bine știți, și iată-ne de bună vestire, într-o nouă formulă, aici în biserică, numai noi. Astăzi continuăm pe același palier, și cred că duminica de astăzi ne aduce un dram de înțelegere a Evangheliei pe care Mântuitorul îl pune în față în duminica a patra. Și anume, atunci când vorbeam în alte condiții, în anii mei de preoție, de până acum despre fiul lunatic, cu care ne întâlnim de două ori pe an, vă imaginați, în 25 de ani, tot vă vorbesc eu, ne-am întâlnit de vreo 50 de ori cu acest tată și spuneam că este de apreciat în societatea actuală, cel puțin, că și tata are grijă de copii, nu numai cum este regula ca mama, probabil că aici este prezentată excepția care întâlnește regula. Era foarte simplu, mă uitam în ochii dumneavoastră ai fiecăruia în parte, acum mă uit însă în casele dumneavoastră și vă rog frumos să nu vă deranjeze prezența mea, dar să fiți siguri că pot să văd dacă stați în picioare sau stați rezemat, dacă sunteți în spital sau în spital sunteți ca pacient sau ca medic, sau ca asistentă, infirmieră, bracardier, vă salut pe toți. Duminica de astăzi mi-a dat în minte însă un alt mesaj. Acela că dacă tatăl din Evanghelie s-a văietat, că fiul lui este cuprins de un duh mut și surd și nu se mai poate înțelege cu el. Nici noi, iată că nu ne mai putem îmbrățișa cum o făceam odinioară. Nu mai putem să fim unii lângă alții. Nu ne mai putem etala într-un fel hainele noastre. Acum, probabil că ați schimbat pijamaua numai că este pijama de duminică cu pijamaua de luni pe care o schimbați mâine și așa mai departe. Chiar aș vrea să fac o paranteză. Un preot profesor de-al meu, tare drag. Așa cum terminte, numai toți profesorii mi-au fost tare dragi. Părintele Constantin Coman, de Noul Testament, într-un cuvânt foarte frumos pe care l-am apreciat de bună vestire, spunea despre faptul că nu s-a regăsit pe el în slujbă. Cum slujea Părintele Consușitor Daniel și cum Părintele Profesor făcea pe paravisierul, pentru că așa era ordinea. Și spunea, mai copii, m-am dus și în spatele bisericii să văd cum se vede de acolo. M-am întors, nu m-am regăsit. Și părintele care slujea, părintele meu, un slujitor,
De dimineață, înainte de slujbă, am îmbrăcat niște veșminte folosite, niște veșminte roșii pe care citesc. Mi le-a donat cu mulți, mulți ani înainte, doamna Domnia, dacă nu greșesc. Niște veșminte folosite și am remarcat tristețea cu care a spus, le rog pe acestea, mă îmbrac cu acestea mai folosite, că și așa nu ne vede nimeni. Părinte profesor, vreau să știți că un adevărat profesor, se știe, este cel care începe la o anumită etapă din viață să fie mângâiat de ucenici. Vă rog frumos, primiți brațele mele. Vreau să vă mai am în brațe și să vă spun ceva. Trebuie să dăm tot ceea ce avem mai bun. Atunci când se pregătește un toreador să intre într-o întâlnire cu taurul, se îmbracă întotdeauna în veșminte noi. Întotdeauna are orice capitol vestimentar nou băut și cusut cu fire din cele mai scumpe până la aur. De ce? Pentru că atunci este întâlnirea cu moartea și cu viața în același timp. Viața este o victorie și moartea este o și mai mare victorie. Trebuie să învățăm ceva. Întotdeauna când plecăm de acasă, trebuie să fim pregătiți pentru ce este mai frumos, pentru o întâlnire. Dumneavoastră, de exemplu, nu ați putut să plecați de acasă, eu sunt un mângâiat al sorții că am putut să plec de acasă și intru acum și vă iau în brațe pe fiecare, în parte. Sunteți îmbrăcați în pijamale sau sunteți îmbrăcați în haine de casă, în papucii noastre de casă, că sunteți pe fotoliu sau pe canapea, pe pat sau în picioare. Vă iau pe toți în brațe și vă spun că eu m-am îmbrăcat astăzi de Paște pentru că este Paște. Și haideți să trecem la subiectul cuvântării de astăzi. Pentru că tatăl nu putea să se mai întâlnească, să se mai înțeleagă cu copilul său, pentru că avea un duh mut și surd. Eu acum sunt în aceeași situație. Copilul, fiul meu duhovnicesc, nu mai este aici. Este surd și mut, nu din voia lui, ci pentru că există un duh al lumii acesteia care i-a împrăștiat. Nici vreau să judec, pentru că eu sunt dintre cei cuminți și chiar vă îndemn să faceți ascultare. Și încă o scurtă paranteză. Ortodoxia adevărată nu este cea a răzvrătirii, nu este cea a rebeliunii, este cea a ascultării, pentru că Dumnezeu acum ne-a dat o lecție și trebuie să o luăm ca atare. Și închizând paranteza, nu mă mai pot înțelege în modul convențional. Mă gândeam chiar azi noapte cum o să fac de momentul eroviului, când eram obișnuit să mă răsfăț cu mâna pe creștetele fiilor mei duhovnicești. Și de acolo mi-a venit gândul temei cuvântării de astăzi. Dacă nu mai putem să ținem legătura într-un fel, înseamnă că trebuie să schimbăm atât receptorul, dar mai ales emițătorul. Eu aici, ca emițător, vă spun ceva. Am să vă străduiesc până în câteva cuvinte când voi termina această cuvântare. Dar mai mult, în fiecare slujbă care va mai dura, pentru că va mai dura în felul acesta, să mă străduiesc să intru în casă de voastră altfel. Adică să încep să intru nu numai cu gestul liturgic, pentru că dacă vă uitați la noi ca la o piesă de teatru, va părea una jucată prost, pentru că nu avem nici calitățile de actor, nu avem nici posibilitățile de a ne face mesajul cunoscut și veți vedea, din păcate, numai niște frânturi de gesturi liturgice, mișcări ritualice, seci, seci de tot. Și atunci m-am gândit, bine, Doamne, dar cum
să pătrund în casele celor pe care îi iubesc, altfel decât pe deasupra. Și m-am gândit la o năzdrăvărie a tehnicii să fac o antropologie. Până mai devreme zi, imprimanta era alb-negru. După care s-a făcut color, apoi imprimanta a început să primească în loc de tuș niște zahări cale cu care se făceau niște poze comestibile și se așezau pe niște torturi. Ei încet de ce s-a depășit și această situație și a intervenit imprimanta 3D. Ei și de la această năzdrăvănie, mă gândesc eu. Până mai de bună zi, ascultați cuvântările numai sonor. Imaginea era una suprapusă, nu era o imagine a mea atunci când deschid gura. Nu putea să vă uitați ca acum în ochii mei care vă îmbrățișează. Și am trecut și noi la această imprimare acum, ca o imprimantă care poate să facă niște fotografii pe care să le așezăm pe un tort și să putem să le savurăm cei care nu aveți diabet. Ei bine, m-am gândit că pot intra în casa dumneavoastră altfel decât gestual, prin ceea ce s-a rugat astăzi Tatăl cu copilul de mână. S-a rugat Dumnezeu să vindece, să-i vindece copilul ca să se poată înțelege cu el. Noi ne-am rugat ani de zile să fim cât mai mulți la biserică, acum să nu credeți că din niște rațiuni meschine, nu? Eu personal, când am venit aici în 95, în secolul trecut, adică mileniul trecut, am venit cu rudele mele și de-abia ne-am numărat vreo 14-15. Și încet, încet mi-am propus să fim mai mulți și chiar am ajuns să fim mai mulți. Dar atunci când am avut încercarea de 2 ani și jumătate și n-am putut să ajung aici, Părintele Consușitor, Părintele Alin, foarte bine mi-a punctat un lucru care atunci l-am luat numai așa ca să-l diger mai târziu. Când mi-a spus că trebuie să am grijă, că s-ar putea să fi făcut din ucenicii mei niște dependenți, într-un fel sau într-altul, că nu prea m-a căutat la biserică atunci când nu eram eu. Și acum, dându-i dreptate și cerându-i iertare că l-am pus pe o situație în care să țină flacăra aprinsă aici, acum îmi dau seama că așa se întâmplă cu întreaga ortodoxie. Dumnezeu ne-a învățat să fim alături de biserică, dar a constatat Dumnezeu, după părerea mea, că noi începem să facem niște confuzii. Dependența începe să confunde lucrurile, și anume, credem că trebuie neapărat ca în săptămâna a treia să fim la biserică să ne împărtășim, sau să venim la o anumită oră să împărtășim copiii, sau neapărat de Paști, înainte de Paști, să facem anumite lucruri. E bine, vă mărturisesc că de mult visez la o sărbătoare creștină, cel puțin Crăciun sau Paști, pe care eu în sufletul meu să-l numesc sărbătoarea gospodinilor, a mamelor și a soțiilor noastre. Nici nu știți, cei care nu știți, cât de multă zarvă se produce într-o bucătărie și întreaga gospodărie cu câteva zile înainte de aceste sărbători. Câteva zile, câteva săptămâni, adică. De la listele de cumpărături, până la tot felul de mișcări de mobilier prin casă, că mai vine și ma, soacră și mobila s-a trecutat cu păperetele ăsta, păperetele celălalt și așa mai departe. Ah, am mutat mobila. Uite, nu vezi, nuanță de vară care nu mai seamănă cu restul casei. Ce o să vă arătăm oamenilor că suntem niște amărâți? Dă-i cu vară. Și de la o singură sărbătoare arată casa de parcă a luat. Și-au venit mobilii și-au stins-o cu 3 mașini dată. De mult mă gândeam, Doamne, cum poți să faci să existe și o sărbătoare a gospodinilor? Și uite că a reușit Dumnezeu ce n-a reușit nimeni. Acum, eu pot să cred
în nefericirea mea, că și gândul meu acesta a lucrat încet, încet. Și acum am primit un răspuns de la Dumnezeu. Uite, fratele, eu am făcut. Acum să te văd pe tine. După ce ai luat biserica, uite că eu ți-am arătat că este aproape ca la început. Dar să ne aducem aminte că biserica asta, am spus și data trecută, 50 de ani, a fost închisă. Ei, și atunci, revenim la tema noastră. Ce ne face? În sensul că, dacă nu mai putem să comunicăm într-un anumit fel, trebuie să ne adaptăm sistemul. Dar adaptarea sistemului nu ține numai de emițător, ci ține și de receptor. Acum, lucrând cu studenții de acasă, în e-learning-ul ăsta, care se manifestă la nivel academic, a trebuit să facem niște programe, să accesăm niște platforme. Am intrat pe WebMeet și acolo mi-am făcut un cont pe care cont trebuie să-l trimit șefului de an, care la rândul lui să-i anunțe pe toți și la ora D, în ziua D, de exemplu, mâine la 12, continuesc anul pastoral. Și acolo ne vedem față către față. Dar cu cine mă văd față către față? Cu cei care sunt conectați? Cu cei care au primit adresa din partea mea? Cu cei care sunt pe aceeași lungime de undă? Ei, și revenim acum la ale noastre. Asta înseamnă să treci de la o etapă de înțelegere și de apropiere la un alt gen de apropiere. Nu vă speriați de tehnologie și mai ales nu vă speriați de terminologie. Când auziți prima dată, că până acum vreo 3 săptămâni cred că nu știam că există un așa termen, nărod după părerea mea și iertați-mi această calificare teologică, distanțare socială. Eu știam că definiția omului era zonul politicon. Adică omul este ființă socială. Lăsați-o cu politica, am văzut destul de intervenții de genul ăsta. Și zice deodată distanțare socială. O, da, distanțare socială nu înseamnă o distanță într-un anumit fel. Ce înseamnă numai și numai posibilitatea ca transmiterea unui microb să se poată țină în frâu. Și așadar, revenim la tatăl care a venit astăzi cu copilul de mână, parcă ne spune societatea, bă, nu mai merge cu ăsta, degeaba îl țin de mână. Unul, el nu știe că ții de mână. Și noi nu te poți înțelege cu el. Și atunci ce să faci? Păi, în primul rând, există o variantă. Acela de a te comporta cu dragoste. Păi, țineți minte când un bătrânel s-a dus la doctor atunci când putea să iasă din casă în afară de orele 11 și 13, s-a dus și să-și bandajeze o rană. Numai că a anunțat-o pe asistentă că el la ora 9 trebuie să fie, să se întâlnească cu cineva. Și când s-a făcut o jumate, a zis, eu nu mai pot să mai stau, dacă nu faceți acum 5 minute baxamentul, eu nu mai pot să mai stau, trebuie să mă să vă întâlnesc. Dar cu cine vă întâlniți? Păi zice, eu trebuie să mă duc neapărat în fiecare zi, servesc cafeaua cu soția mea. Și păi și nu se poate amâna, nu se poate amâna, pentru că este internată și acolo este un program foarte strict, numai atunci, la ora 9, până la vizita mare, să pot să stau puțin. Dar ce i-a puțit? Azi zice, sunt vreo 5 ani și are Alzheimer. Păi și cum se manifestă? Păi nu mai cunoaște nimic, nici pe dumneavoastră, nici. Adică nu mai știe cine sunteți. Nu. Păi și atunci de ce vă grăbiți? Pentru că nu știe, dar nu știe pe ea. Asta este prima variantă de a păstra legătura cu celălalt. Nu contează răspunsul. Fiind pe lucruri, nu contează.
mergând spre ieșire cu cădelnița la Heruvic, simțeam nevoia, adică românește, mă mânca una. Simțeam nevoia să dau, nu aveam cui. Și atunci m-am gândit că, mângâind așa oarecum imaginea pe care vreau să o primiți, poate că reușesc să primiți prin această palmă și harul pe care îl transmit. V-am mai spus și altă dată cât de mult am apreciat un nevăriaș de-al meu, foarte în vârstă, un om de arme, un om adevărat care toată viața și-o petrecuse prin unități militare, un om de carieră militară. Și spunea, părinte, noi aveam în unitate un medic. Ei bine, vă spun că numai când îl vedeam, simțeam că m-am însănătoșit dacă mă dorea ceva. Dacă îl vedeam pe stradă, chiar dacă era pe partea cealaltă a drumului, nu era nevoie decât să mă asigur că m-a văzut și 6 luni cel puțin nu mai dorea nimic. Dacă mai dădeam mâna și cu el, asta însemna un an, doi, nicio problemă. Mi-am propus de mult ca oamenii care mă știu, care mă văd de la o anumită distanță, apropo de distanțarea socială, să nu fie nevoiți să fie strânși în brațe, cum de anumite nu cunoașteți obiceiul acum care a devenit păgubos pentru unii, pentru mine n-ar venit așa. A devenit pricină, să spunem așa, penală. Dar de anumite și vârsta a devenit pricină penală, așa că nu mai discutăm despre asta. Revenim însă la oile noastre și toate aceste reveniri, să știți că le fac pentru a fixa anumite lucruri și pentru că am o datorie față de cineva care mi-a deschis o perspectivă interesantă. Eu tot am apreciat faptul că statul acesta acasă poate să aibă o parte bună și am învățat pe oameni cum să se ocupe de ei în această perioadă de stat acasă. Am fost așa foarte blând, întors și spre altă categorie. Zice, da, noi suntem și oameni care am stat acasă mereu și întotdeauna am avut parte de familie. Noi nu ne-am regăsit în cuvântare. Și acum trebuie să introduc și pe ei cuvântarea, fraților. Dacă până acum ați făcut ceea ce facem noi la prostimea, ca să zic așa, înseamnă că voi deja trebuie să faceți un pas mai sus. V-ați gândit la asta? Ei, acum să vă văd. Hai că scris. Dacă până acum puteți să spuneți că ați făcut lucruri pe care noi acum le facem de nevoie și voi le-ați făcut că așa v-ați făcut modul de viață, de acum înainte să știți că nu mai aveți voie să faceți așa, că facem și noi. Trebuie să treceți mai departe. Și pentru că, într-adevăr, eu sunt mai pisărug așa în anumite teme și merg foarte greu, chiar la vale fiind, mi-a plăcut foarte mult o apreciere deosebită pe care o țin minte. O comparație extraordinară când i s-a spus Moromete. Păi, Moromete, mă, Ilie, mă, Ilie, am zis că chim a fugit cu oile la București. La care Moromete zice, dar ce, mă, încet puteți să meargă? E, așa că și eu am plecat la București, dar am plecat fugit. Încet, încet. Până la pași mai mult. Aș vrea un scurt cuvânt pentru cei care se amăgesc că ar putea să fie și altfel. Nu, vă spun de-am. Vreau să am un scurt cuvânt și pentru cei care cred că Ortodoxia acum este datoare de a ieși în stradă. Nici atât. În 1947, când comuniștii erau la început de a se instala și prea fericitul Dumnezeu să-l odihnească, Justinian a fost instalat patriarh. În prima lună a chemat toți reprezentanții tuturor eparhiilor din țară la București și le-a spus așa: băi, fraților, comuniștii s-au înstăpânit pentru multă vreme. Nu are rost să ne luptăm cu ei. Ne vor distruge. Politica o fac eu, voi faceți slujbele. Copii, noi facem slujbele. Lăsați-ne să le facem. Nu aș vrea ca acum, de exemplu, în jurul bisericii să fie 100-200 de oameni
Și încă vreo 50 de oameni cu camere de curat vedei că ea nu se numără, că ea trebuie să stea la 5 metri cu unul altul, nu mai să... Ia uite ce la popa mare, stai aici la Părintele Alici, uite ce e pe aici, că nu e în stare să îi țină pe oameni în frâu și uite ce face de slujbe. Nu, fraților, stați liniștiți. Mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră și o să ne mai primiți și de Paște. Și multă vreme de acum înainte, până când veți învăța că adevărata ascultare este sensul pe care Dumnezeu l-a trasat acum, în momentele acestea. În secolele primare, atunci când împărații romani începuseră persecuțiile, primul act normativ pentru creștini era: nu ieșiți din casă să vă declarați convingerile și pe Hristos ca împărat, pentru că nu acesta este rolul. A, vreți să ajungeți mai repede la Dumnezeu? Nu așa. Martirajul nu a fost îngăduit să se facă ieșind în față. Martir era numai cel care era prins într-o anumită vâltoare și trebuia să dea mărturie. Atunci, noi suntem la fel, fraților. A fost un martiraj al linguriței, gata, nu mai e nimeni. Acum poate să mai spune cineva de părtășarea cu lingurița că nu mai devine ridicol. A, fraților, linguriști, așteptați să ne revenim la ale noastre. Că obiceiurile nu o să le schimbăm. Vă promit, cel puțin eu, vă promit. Dar asta nu o facem ostentativ. O facem tocmai ca acest liturgic, așa cum am spus, că vrem să și îmbunătățim. Adică vreau să facem acum un nou pas, să facem tehnica să ne ajute, nu să ne distanțeze. Acum să știți că și prin case noastre, probabil că aveți în cap imagine ideală și că zic dumneavoastră, vă gândesc la cei care dau legi. Aveți imagine ideală, o casă cu cel puțin 7 camere în care să se afle 2 copii, unul care dă admitere la liceu și altul care dă admitere la facultate și eventual și un nepot care e la grădiniță. Câte laptopuri credeți că există în casa aceasta? Unul pe cameră, așa că știți dumneavoastră mai bine? Nu. Distanțarea socială, cea pe care ați aruncat-o din stradă în casă, poate să facă rău în casă. Am văzut frați care stau spate în spate că a stat unul pe net mai mult decât celălalt și l-a pierdut o oră de geografie. Nu e de culpă. Trebuie să învățăm să învingem această distanță. Și cu? Și cu acest capitol chiar vreau să închei, dar e un capitol ceva mai lung. Omul are în viața aceasta în care ne încercăm să scăpăm de toate și să trăim frumos și bine, are 3 mai mari dușmani pe care trebuie să și învingă: trupul, timpul și mediul. Acum, mediul deja e mai simplu de învins pentru că ne-am cam retras între ale noastre. Mediul poate să fie învins printr-un gând superior, și anume, imaginați-vă că vă pică în mână o carte pe care vrea să o citiți de mult și nu că nu aveți, ci că aveți timpul necesar și suficient să o parcurgeți. Și acum ați primit-o, ați primit și cartea și timpul și începe să citiți. Credeți că mai auziți ceva din zumzetul de afară, din încăierarea a 2 copii pe jumătate de laptop întreg? Nu. Înseamnă că ați învins mediul. Se spune că o mamă care se află într-o mare gălăgie, într-o aeronavă, unde motoarele merg, în momentul în care un scâncet de copil de la 5-6 metri este pornind către urechile ei, acel scâncet în urechea mamei deja este auzit mai mult decât zgomotul din
de lângă ea. Asta înseamnă că mediul poate să fie îmbunătățit, depășit sau, iată, îmbunătățit. Doi, ce facem cu trupul? Ei, aici cu trupul, să știți că eu personal nu am să vă dau altceva decât una dintre amintirile mele cele mai interesante vis-a-vis de posibilități ale omului. Aveam 5 sau 6 ani, eram la țară și întotdeauna m-au fascinat lucrurile pe care le făcea altcineva și eram foarte atent cum tata, Dumnezeu să-l odihnească, încerca să pună un pețic cald la un anvelop. Acum, cei care nu mai știu că subgențiile astea luxoase, nu știu câte spițe, mai existau odată și camere, ziceam noi, anvelopele astea aveau și niște camere. Și foarte greu se făcea o muritură. O să ziceți, da, dar vulcanizări nu erau, fraților, la câți kilometri erau de oraș, nu exista așa ceva. Și mă uitam cum a pintat tata un hibrid pe care l-a așezat pe respectivul dispozitiv pentru petecul respectiv. Și după ce a plecat, după ce a terminat lucrarea sa, care a durat câteva minute bune, m-am ridicat și când am dat să văd piciorul stâng, târa ceva. Stădusem, așa cum zice Olteanu, pe ciuci, pe vine. Și în momentul în care m-am ridicat, mi-am dat seama că stădusem într-o greblă, care nu era ca orice greblă normală în jos, ca orice greblă de fabulă, un dinții în sus, probabil să se râză de mine, cum zic Olteanu. Și acea greblă intrase, probabil că până în os, până a atinge osul, că altfel nu știu dacă aș fi putut. Nu am simțit decât în momentul acela în care am văzut că grebla vine după mine și a trebuit să pun piciorul stâng drept pe coada ei și să trag stângul în sus. De plâns? Dar cum să plângi în fața lui tata? Doamne ferește! Păi de care bătută luam? Păi cum adică să plângi? Păi era vina mea. Dar atunci mi-am dat seama de ceva. Bine, atunci în capul meu mi-a rămas acest lucru. Această emoție pe care o trăiesc mereu, că pot să-mi înving trupul, că dacă ești atent la ceva cu adevărat, nu mai contează ce pățește trupul tău, ci poți să o întorci și altfel, poți să-ți vindeci trupul tău dacă ești atent sus de tot. Și chiar în câteva cuvinte vreau să vă spun că această neființă, uite că n-am crezut că pot rosti acest cuvânt cu care m-am bătut filologic peste tot. Acest virus este o neființă, pentru că nu este o celulă, este o moleculă. O moleculă lipidică, cu o membrană superficială, o grăsime, de asta se și spală cu săpun și cu apă fierbinte. Ea nu este de sine, este o neviață, o neființă. Mulțumesc celor care până acum ziceau de neființă și mă certam cu ei, uite că m-ajung și o să spun neființă. Acest virus este o neființă. Această neființă, să știți că nu poate să pătrundă într-un organism care are o frecvență de lungime de undă mai mare de 25. Dar unde ne aflăm? Până în 2011, lungimea de undă, frecvența Pământului era de 7,5. În 2014, atâta a crescut până când a ajuns la 14,5. Un gând, un singur gând superior, ne poate ridica frecvența la 100. Vă imaginați că avem și de dat. Mai rămân încă 3 părți din întreg. La 25% acest virus nu mai pătrunde în organism. O să spuneți ca doctorat, nu. Sunt copilul acela care a plecat cu grebla după el, pentru că fusese mintea lui în altă parte. Trupul și mintea sunt două lucruri care se ajută numai de la distanță. Și trebuie să facem această distanțare socială. Ia să o facem noi între minte și trup. Să nu mai amestecăm lucrurile. Pentru că trupul este o bună slugă, dar un rău stăpân. Dacă le avem separate trupul și sufletul, asta înseamnă, de fapt, distanțarea socială pe care îl cere Dumnezeu.
și revenind acum la ale noastre. Am rezolvat-o cu trupul, am rezolvat-o cu mediul, dar mai avem un dușman, timpul. Timpul trebuie să fie vins și cu asta am să închei. Într-un scurt fel. Orice eveniment pe care nu zicem că îl ține minte, nu îl ține minte ca eveniment, îl ține minte ca un izvor de emoție. În momentul în care îți aduci aminte de ceva, de un anumit eveniment, se declanșează o emoție și această emoție trimite un circuit chimic în organismul nostru și deja trăim o anumită stare. Eu, de exemplu, nu am asupra evenimentului respectiv durerea din picior, pe care n-am simțit-o niciodată. Am acea amintire de biruință, că am putut să fiu cu mintea într-o parte, fără să mai bag în cap, în seama trupului. E bine, dacă ne exersăm, cum îmi exersez eu acum fiecare zi, de vreo 3 săptămâni, cum că deja am parcurs Paștele, și acum mă bucur că va fi un Paște al gospodinilor cu adevărat, când nu-ți va mai călca nimeni în casă decât cei care o să schimbe pijama de sâmbătă cu tenul de duminică. Va fi ceva superb. Deja la mine în cap este. Mă gândesc la acest lucru ca la o amintire. Asta înseamnă că amintirea respectivă mi-a declanșat deja o emoție și emoția aceasta m-a transformat. Genele mele au început să primească acest stimul și ce să vedem, fără să trăiesc 19 aprilie 2020, am trăit în cap. Și asta nu înseamnă că am învins timpul exact astăzi. Înseamnă că am învins și ecranul și am ajuns la dumneavoastră în casă și m-ați primit să mă uit și eu la mine din partea cealaltă. Nu știu ce vedeți dumneavoastră, dar eu văd un om fericit, văd un om luminos, văd un om care a trăit Paștele pentru încă 25 de ani cel puțin de preoție, văd o mare șansă, văd lucruri pe care, din păcate, n-am putut să le împrăști chiar așa de mult, multora. Dar mai este timp și uite că tehnologia ne ajută. Și nu pot să închei altfel decât cu mulțumiri celor care acum se uită la mine din spital. Se uită la mine din spital din partea cadrelor medicale sau din partea pacienților. Pentru acestea, vreau să le spun următoarele. Nu o să vă protejeze echipamentul, cât o să vă protejeze gândurile înalte pe care cred că astăzi Tatăl, copilul neputincios de mână, le transmite. Doamne, nu mă mai înțeleg cu Fiul meu. Și Tatăl întreabă, Hristos îl întreabă, crezi tu că pot face aceasta? Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Când vom ajunge să ne apropiem de acest paradox, cred, Doamne, ajută necredinței, înseamnă că am depășit nu numai timpul, mediul și trupul, am depășit și episodul acesta, care se cheamă ascultare, pe care eram dator lui Dumnezeu de la Adam în pace. Așa se ne ajută Dumnezeu. Cu frică de Dumnezeu, credință și cu dragoste să vă apropiați. Bine tu, și bine tu, numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
Aleluia, aleluia, aleluia. Drept Spiritul Dumnezeieștile, Sfintele Lui Coare, cerești și viață pe Coarele, pentru încășătoare Hristos, taie în vrednicie. Să mulțumim Domnului. Doamne, Thank you.
Deci vreau să încheie așa cum
Încheiam și cum o să închei și când o să fie din nou biserica plină. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri și cu Dumnezeu. M-a spus că la sfârșitul slujbelor întotdeauna rămân la ușa de diaconesa. Să-mi dezbrac și mine. Poate v-ați întrebat de ce. Poate că teologii au fost oarecum mișcați de Duhul de a vedea de unde îmi extrag această obișnuință. Dacă nu cumva este vreo inovație liturgică, și eu vă spun ce știu, trebuie ca să vă gândesc. Uite, mă dau o gândire. Avem 7 ani și doar ce încheiasem ospitalizare de 3 luni, pierdusem clasa în plin pentru că n-am mai putut să mai fiu înscris, să împătirui studiile, pentru că nu se știa dacă diagnosticul era compatibil cu școala. În linii mari era vorba de o epilepsie, de lucruri pe care nici medicii nu puteau să le mai știe, spitalizări și am ajuns la bunica. Ei, să știți că mi-a dat Dumnezeu acum și mie bucuria să fiu o casă de plină de nepoți. Am ajuns la bunica și bunica s-a dus la părintele Trandafire să Dumnezeu să-l odihnească și i-a spus ce a văzut cu nepotul, că nu se știe ce are. Și a zis, soră Ioana, părintele Trandafirescu era gerul de preot apropiat foarte mult de Enoriaș, în parohia aceea, că îi mergea la 30 de km de Constanța, la Merei. Și a spus, soră Ioana, știu eu Ioana. Uite, vreau ca 9 zile, dar rând. Tu zici când începe, că vreau să-mi dai seama cât de mii. 9 zile, dar să fie la rând. 9 zile la rând, vine aici, că eu mă rânduiam. Nu i-a zis ce, dar omulița s-a mobilizat imediat, a pus niște miere, ce știa că îi plăcea cu părintele, că doar de aia avea diabet, la fel ca ucenicul lui după aia. Și ne-am dus în prima dimineață, cam era 7 dimineața, părintele ne aștepta în casa parohială, din curtea bisericii, și era îmbrăcat în veșminte, toate veșmintele. Mămâința săraca a cam băgat o mânecă. Nu știa ce urmează, nu știa ce rânduială. Și părintele a început să facă rânduiala de îmbrăcare, numai că spunea rugăciunile și se dezbrăca. Și într-un fel mă îmbrăca pe mine. Eu stăteam în genunchi, a zis rugăciune toate, o să le zic și eu, că nu o să încheie până când o să mă dezbrac și eu cu casele fiecăruia. Dar mi se ca și pe șapa de acolo, nicio problemă, vă spun eu. Nici nu mi-am pregătit când am spus la părintele. Și am rămas așa cu rânduiala asta în cap, 9 zile la rând. S-a dezbrăcat peste mine. Bineînțeles că nu știu să vă mai spun că n-am mai avut nimic după aceste 9 zile, dar absolut nimic. Am fost un copil normal care aștepta să înceapă școala. Că ceea ce vă spun eu se întâmpla cam prin vară. Am început să zic, școala, m-am dus direct, iar la clasa 1, coleg de bancă cu sora mea, era bună, mică, dar a fost colegi până în clasa 10-a, am plecat la seminar. Și trece timpul și mă întâlnesc la ușa părintelui Arsenie Dumnezeu Odihnească, în 76, când venise părintele la Techirior. Noi venisem de la Largă de la Cumpăra și nu puteam să ducem la Cumpăra pentru că părinții lucrau în învățământ și trebuia să ducem în altă parte a biserică, să undeva de lume, zucurile. Tot cam ca acum, ochii pe stradă, nu te învață, ochii muletin, nu cumva e nici cu trecerii, cu 55 și așa mai departe, așa era și atunci. Nu s-a schimbat nimic. De asta mă bucur. Și am ajuns la sfârșitul slujbei, până de la serie, că se desfacă pe șmintele. Și spune rugăciune de îmbrăcare. Și la sfârșit mi-a zis, aceasta este în baza invitații de la sfârșit, cu pace să ieși, cum să ieși, bă, tată, așa, fără echipament, de protecție, vă imaginați? Genurile aceștia care au stat la slujbă, acum sunt pasibili de toate strânsurile sociale.
Inclusiv noi știam că dacă eram urmăriți și dacă spunea cineva că a fost la biserică, profesorul Stan, la biserică, era multă treabă. Și atunci mi-am dat seama că ceea ce se întâmplase cu mine când aveam 7 ani, se întâmpla acum cu mine din nou, mulă multă vreme, pentru că 9 ani aveam plăcut părintele. Și de atunci mi-am propus eu, vă imaginați, din 76 și până în 95, când am fost hirotonit preot, am visat și am tot trăit și am făcut din amintirea asta netrăită o mișcare emoțională care să învingă timpul și iată că sunt aproape 25 de ani de când îndrătez parte veșminte la sfârșitul slujbei peste Eluria și mie. Acum și peste de-a voastră, cei de acasă. Ca să vă îmbrac în cel mai impenetrabil echipament de protecție. Pentru că avem nevoie de protecție. Dar protecția este altfel decât cea care se vede, este cea care nu se vede. Este gândul acela al meu de copil care a uitat că n-a fost atent ce are sub călcâi. Pentru că un om care pleacă cu conștiința că preotul care a sfârșit Sfânta Liturghie s-a dezbrăcat peste el și l-a lăsat să continue liturghia de după liturghie, cu pace să ieșim, asta nu se-a lăsat să ieșiți de casă. Cu pace să ieșim cu mintea. Și eu mintea, am ieșit din biserică la slujba asta. Dar mintea a fost numai afară. Știți când va fi mintea aici? Când o să fiu afară. Pentru că dacă nu avem această distanțare între minte și trup, nu există protecție. De aceea vreau să îmi permiteți să-mi dezbrac veșmintele în fața dumneavoastră, dar pentru că încep cu un instrument care face parte din veșmintele mele, totuși, această jucărie, mi-aduc aminte de o năzdrăvărie de-a părintele director de la seminar, părintele Cristișor de la Buzău, în anii 87, îmi spunea așa, îmi spunea la toți, la, zice, s-a făcut o lucrare de control, la tipic, adică la lucrare liturgică. Și întrebarea era una singură. Ce se află pe Sfânta Masă? Bineînțeles că toți au spus că Sfânta Masă, Sfântul Antimii se află, Sfânta Cantă se află, Sfântul Chivot, Sfânta Evanghelie. Și după ce ne-am epuizat noi tot ceea ce se află pe Sfânta Masă, zice, și Sfinții Ochelari. Adică, nu să pot să spun o rugăciune pentru microfon, pentru că n-am citit pe nicăieri. Am citit inclusiv când eram diacon rugăciunea alcătuită de preasfințitul Gheroghe Nicolau, care se numea rugăciunea pieptănatul bărbii racului, pe care trebuia să o zică iubilele, să o zic în cazul în care preasfințitul scotea un pieptăn. Dacă prea Sfințitul n-a spus pieptăn, nici eu n-am mai zis rugăciunea și nu mai știu. Dar s-o capăt. E într-un liturgii în 1939 scris. Doar de asta am făcut o mică introducere ca să mă echipedez de acest microfon care stă pe Sfânta Masă, deși nu e canonic. Dar se încarcă și el de acolo. Acum liberează pe rugul tău să părere fructul tău în pace, că văzut ochii mei ta, pe care greptele amintea feței tuturor popoarelor, cu Iisus, care ne-am lăsat pe poporului tău, bine credincios. Zisa Domnul Cel ce voi și să-mi depune, să se lepe de Iisus și atunci sa și să-mi lipneze mie. Preoții tăi, Doamne, se vor îmbrăca, dreptate, iar cu Iisus și templul bucurie se vor bucura, tot de-a lumea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere și acoperă de mihană calea mea, Cel ce locumește picioarele care cerbului și peste cele înalte mă așează. Dreapta ta, Doamne, s-a preasfăvit într-o tărie. Mâna ta cea dreaptă, Doamne, bine pășmași și cu mulțimea slavei tale, ai biruit pe cei potrivnici.
Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Înțelepțește-mă și mă voi învăța poruncile tale. Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce varsă harul Său ca mirul pe capsulor pe barbă, pe barba lui Aron și pe marginea veșmintelor lui. Încinge sabia ta peste coapsa ta puternică. Bucurase-va sufletul lui Domnul cum îmbrăcată veșmântul împlinirii, cu haina veselii m-a podobit, ca o mire cu scolă și o copilă, ca pe o mireasă m-a podobit cu podoamă, pentru rugăciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Să fie folos. V-am echipat. Vă mulțumesc. Thank you.